Piața cerealelor este extrem de fluidă în acest moment, marcată fiind de presiunea de recoltă, de vremea capricioasă care a creat producții instabile în Germania și Franța. În plus, au fost premisele săptămâna aceasta ca rapița și floarea soarelui să capete un ușor avânt. Peste toate acestea, însă, incertitudinea acordului cerealelor din Marea Neagră pune paie pe foc. Cezar Gheorghe vine cu analiza momentului. Vă salut, oameni buni, și bine ne regăsim și astăzi la Agrojurnal. Este locul unde veți afla efectiv tot ceea ce se întâmplă în lume, dar cu corespondent la noi și cu efecte la noi în piața locală. Și vom porni în călătoria noastră de astăzi povestindu-vă despre ceea ce s-a întâmplat la ultimul raport USDA, căci a fost un raport ce efectiv a încercat și a putut, pentru o perioadă scurtă de timp, să coboare foarte mult indicațiile pe Chicago Board of Trade și subsecvent pe Euronext. Și vom lua grâul, pentru că acest raport a generat o producție în creștere la nivelul solului american cu circa 2 milioane de tone, de la 45,5 la 47,5 milioane de tone. Și subsecvent indicațiile au început să coboare, nici măcar nu au clipit sau nu s-au uitat înspre Canada, care a scăzut producția cu 2 milioane de tone, de la 37 la 35 de milioane, nu s-au uitat către Uniunea Europeană, care a scăzut producția cu 2 milioane de tone, de la 140 la 138 de milioane de tone, și nimeni nu s-a uitat și n-a dat atenție Argentinei, care a scăzut în prognoza pentru recolta viitoare cu 2 milioane de tone, de la 19,5 la 17,5 milioane de tone, fapt cauzat de simplu motiv că nu au reușit să sămânțeze suprafața prognozată. Însă au menținut Rusia la același nivel de 85 de milioane de tone și astfel a cauționat o scădere masivă pe Chicago Board of Trade a grâului în prima scenă. Mai apoi a urmat la rând în această ecuație a USDA porumbul, care într-o frenezie maximă generată de faptul că Statele Unite au însămânțat o suprafață mult mai mare față de intențiile din martie 2023 cu circa 850.000 de hectare, în ciuda faptului că au avut parte de o perioadă foarte lungă de secetă, producția la hectare a rămas undeva, să zicem, statică față de nivelul lunii martie, astfel încât a urcat producția la nivel american cu circa 1,4 milioane de tone până la nivelul de 389,2 milioane de tone. Însă, la fel ca și în cazul grâului, lumea nu s-a uitat la ceea ce va urma, la ceea ce se întâmplă în lume în acest moment, și cotațiile porumbului au scăzut în această seară până la, să zicem, niveluri care nu ne așteptam să existe, circa 485 de cenți pe bușel. Deci un nivel extrem de scăzut la nivelul porumbului. A urmat la rând soia, care într-o frenezie generată de faptul că diferența de recoltă între anul precedent și anul în curs este de circa 36-38 de milioane de tone, cu toate că a scăzut producția americană cu 5 milioane de tone, a scăzut și indicațiile soii pe Chicago Board of Trade subsecvent, care firește a tras oarecum în jos rapița și uleiul de palmier. Trebuie să știți că USDA, după părerea mea personală, nu are termometru în birouri, pentru că refuză să vadă ce se întâmplă afară. Da, s-au bucurat, a plouat, au fost furtuni, le-a adus apă în Corn Belt. Însă ceea ce va urma este efectul vremii în continuare și efectul El Niño. Călduri foarte mari ce traversează Statele Unite, cu perioade scurte de furtuni violente, cu grindină și cu vânturi foarte puternice ce culcă la porumb recolte, și vorbim aici de porumb și subsecvent de grâu, grâul de primăvară, că și la el ne referim. Identic în Europa, în aceste zile ne confruntăm cu un val extrem de puternic de căldură ce afectează culturile de primăvară și vom vedea efectele în curând. Astfel că după acest val de, să spunem, de scădere pe Chicago Board of Trade, astăzi au început creșterile. Cum altfel? Și am văzut grâul urcând, porumbul urcă și el subsecvent, rapița câștigă și ea teren, pentru că soia boabe a început să urce la fel la niveluri de dinaintea raportului USDA, înspre așteptarea momentului în care Rusia, și vom traversa imediat acolo, va spune dacă prelungește sau nu prelungește acest coridor al cerealelor, care, după părerea noastră, este un acord mort deja, pentru simplu motiv că de acolo nu prea mai ies nave, nu prea mai ieșit
în ultima perioadă de timp. Dar revenind la indicații, ce s-a întâmplat și cum afectează asta România, vă spunem doar atât. Grâul trebuie să înțelegeți și să știți că a rămas ferm undeva în jurul valorii de 205 euro pe tonă în Constanța. Porumbul a urcat chiar până la nivelul de 180 de euro în portul Constanța. Semințe de floarea soarelui s-au dus și ele până peste 400 de dolari în portul Constanța identic, iar rapița a câștigat până în jurul valorii de 415, poate 418, hai să spunem 420 de euro pentru marfa livrată în portul Constanța. Orzul merge și el, după cum bine știm, în siajul grâului și datorită faptului că nu mai are așa de mare interes în această perioadă de timp, pentru că cererea a fost acoperită, are un nivel de preț de circa 170, poate 173 de euro pe tonă. Ce se va întâmpla în continuare? Vremea, oameni buni, vremea va dicta în continuare. Trebuie să înțelegeți că ceea ce se întâmplă acum, aceste valuri de căldură afectează toată lumea. Afectează România, afectează Uniunea Europeană, afectează Statele Unite, afectează deja Argentina, pentru că acele case de analiză locală nu spun că vor avea doar 17,5 milioane de tone de grâu, ci coboară nivelul la 15,6 deja. Ucraina, în schimb, este gratulată cu o producție mult mai bună de porumb, cu 500.000 de tone în plus, până la nivelul de 25 de milioane. Însă, în partea cealaltă a lumii, trebuie să știți că China se confruntă cu probleme. În nordul Chinei, în nord și nord-estul Chinei sunt perioade foarte lungi în care plantele nu au văzut apă, deci este o secetă și o căldură extremă, pe când în sud se confruntă cu inundații și cu un val de precipitații foarte, foarte intens. Cu alte cuvinte, astăzi suntem într-o presiune de recoltă. Astăzi suntem într-o perioadă de timp în care nu știm încotro vor lua lucrurile. Ceea ce trebuie să înțelegeți și să știți este că la nivelurile actuale de preț, da, de indicații, grâul nu are rentabilitate. Cu alte cuvinte, costul de înființare a unui hectar versus randamentul la hectar pe care îl vedem oarecum mixat în România. Grâu cu proteină bună, cu o masă hectolitică foarte scăzută, deci cu alte cuvinte o declasare iminentă și imediată la calitatea de furaj, nu susține marja operațională pe acel hectar finanțat. Identic și la porumb. Vor veni zile foarte călduroase, vor veni zile fără precipitații și tare mie că vom începe să intrăm într-un scenariu ca cel întâmplat în 2022 și în 2020. Cu alte cuvinte, vremea ne dictează în aceste zile, în această perioadă de timp și vremea ne va dicta în continuare. Despre ceea ce se întâmplă în zilele acestea, referitor la acel coridor al cerealelor, referitor la Ucraina, o să vă arăt două grafice și aceste două grafice vă va arăta prin tonajele pe care le exprimă primul grafic importanța României în liniile de solidaritate și importanța României în ceea ce privește fluxurile de marfă ucrainene care au trecut pe aici. Cu alte cuvinte, din 73 de milioane de tone care le-a exportat Ucraina în perioada martie 2022 până în iunie 2023, 18, dacă nu chiar 20 de milioane de tone au trecut pe aici, prin România. Este un parametru care trebuie să dea de gândit autorităților, este un parametru care trebuie să dea de gândit fermierilor, pentru că vom avea de-a face cu un alt aflux de marfă în continuare, și este un parametru care trebuie să ne arate cât de importantă este România în cadrul liniilor de solidaritate. Al doilea grafic ne arată în mod efectiv ce va face România, da, din punct de vedere al fluxurilor ucrainene în sezonul în care intrăm, sau am intrat deja de circa 15 zile. Mai mult decât atât, acea cifră care o să o vedeți, da, cifra de 27 de milioane de tone, nu reprezintă altceva decât intenția Ucrainei de a traversa prin România, prin portul Constanța, spre export. Pentru că, la fel cum am spus mai devreme, noi considerăm, probabil că și ei la rândul lor, acest coridor al cerealelor, acest acord, ca fiind unul mort deja. Și 27 de milioane de tone care vor trece pe România, racordate la portul Constanța și cu afluxul nostru de marfă de 22, poate 23 de milioane de tone, reprezintă o provocare supremă pentru simplu motiv că logistica este cea care dictează în aceste zile prețul mărfurilor. Da, ați auzit bine, repetăm de foarte multă vreme asta, logistica este cea care dictează prețul mărfurilor. Căci logistica mușcă din marja operațională pe care un fermier din România, să spunem, o poate scoate de pe un hectar, de pe o tonă de marfă pe care o comercializează. Cu aceste informații închidem și ediția de astăzi a rubricii noastre din cadrul AgroJurnal. Mulțumindu-vă că ne-ați urmărit și vă doresc, ca de obicei, liniște și odihnă alături de familiile voastre, precum și tradiționalul